Numai puțin de 6 asocieri de firme sunt interesate de modernizarea unor puncte termice din municipiul Suceava. Doritorii sunt atât din județul Suceava, dar și din Iași și București. Investiția a fost licitată în două loturi și, potrivit primarului Sucevei Ion Lungu, vizează modernizarea unor puncte termice și rețeaua aferentă. Au fost depuse un număr de 6 oferte, cum Bucovina Suceava, Construcții Consis SRL București, SC Electronic Botoșani, Conest Iași, lider de asociere, Energomontaj București, lider de asociere, Hidroterm Suceava, lider de asociere, Tehnoterm Iași, lider de asociere. Deci sunt 6 asocieri, 6 oferte depuse. Am rugat pe cei de la achiziții publice, unde avem un volum foarte mare de muncă, având în vedere faptul că avem acele licitații contestate și tot timpul ne cer lămuriri, clarificări. Primarul Sucevei Ion Lungu și-a exprimat speranța că licitația nu va fi blocată de contestații, cum s-a întâmplat la toate licitațiile de anul acesta, pentru ca lucrările să poată fi demarate cât mai rapid.